Pasagerii foarte mult își fac griji de decolare și aterizare în momentul în care urcă în avion. Toți se tem să ajungă la mijloc de câmp sau ocean. În timpul zborului pot avea loc multe momente periculoase despre care pasagerii nici nu intuiesc. Spre exemplu, se defectează motorul sau se strică geamul. Accidente de genul și multe altele companiile aeriene le țin în secret, însă noi de ele cunoaștem. Videoul de astăzi e anume despre asta. Dacă nu ți-e frică să zbori, după aceste secvențe la sigur îți va fi. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Să începem cu una dintre cele mai celebre și periculoase aterizări. Pilotul de clasa 1 a reușit să aterizeze pe râul Hudson, New York și să le salveze viața la sute de oameni în anul 2009. Însă pilotul acestui avion nu se remarcă printr-un talent deosebit. Bucură faptul că a ajuns în apă și nu într-un automobil sau stâlp. Se întâmplă că soarta nu le permite celor care se numesc piloți, însă de fapt nu sunt. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Niciodată nu poți să știi ce condiții meteo vor fi. E greu de imaginat cât de mult s-au speriat pasagerii după ce fulgerul a lovit în aripa avionului. Un avion s-a prăbușit chiar în mijloc de câmp. Desigur că salvatorii au venit imediat la locul accidentului. Avioanele sunt destinate cerului și nu apelor, însă condițiile meteo deseori pot totul schimba. Trapul de urgență a fost part accidental de acoperișul camionului, după care avionul a zburat. Oare acest risc e justificat? E ceea ce ascund de fapt companiile aeriene. Nu doar șoferii se salută pe traseu, dar și piloții o fac în aer. Cât de des totuși se strică avioanele? După vizionarea acestui video, la sigur ne vom gândi de 100 de ori înainte de a urca în avion. Ce ne bucură în acest video e faptul că uneori totuși se fac controle minuțioase înainte de zbor. Iată ție o întorsătură mai creepy, șerpi la bord. Indiferent de faptul că angajații au grijă să verifice ca astfel de oaspeți să nu ajungă la bord, de această dată ceva nu a mers bine. Iată ce se întâmplă dacă nu se schimbă cauciucurile la timp. Diferența dintre clasa econom și business e mare, ca și diferența de preț. Alegând o cursă, nu poți să știi dacă vei vedea aurora boreală sau nu. Doar privește acest cadru, sute de vieți salvate și un avion care a rămas nedeteriorat. Unul nu poate decola, altul face minuni. Aeroportul e un loc periculos, minim pentru că sunt foarte multe dispozitive care mereu se pot defecta sau să înnebunească distrugând totul. Avionul deja era gata să decoleze, însă s-au rupt clapele. Încă o defecțiune. Bine că nu s-a întâmplat asta în cer. Iată încă un accident. De această dată problema era în motor. Bine că asta s-a întâmplat pe uscat și nu în aer, pentru că la sigur nu se termina cu bine. O nouă aeronavă militară a depășit toate așteptările, doar privește cum a pornit, nici fumul nu reușește să iasă. Muzica.
Din nou incendiu, însă de această dată mai greu. Pentru a stinge trebuie minim două mașini de pompieri. Mulți piloți se isprăvesc de menune cu zborurile, însă nu fiecare poate atereza încet și calitativ. Arde din nou, de această dată, un Boeing în aeroportul din Hong Kong. Care e motivul incendiilor? E din cauza persoanelor irresponsabile care se ocupă de check-up-ul avionului sau a inginerilor. Ceea ce vezi în video e turbina de aer RAM care se utilizează pentru a produce energie din fluxul de aer. Pentru ce? Pentru a fi de folos în caz de avariere a tuturor celorlalte surse. Vrei să vezi reacția unui om care a aflat în aer că avionul i-a avariat și se va efectua aterizarea de urgență? Și încă o dată vedem un incendiu, însă de această dată e doar anvelopa care se șterge de linia de sosire. Înseamnă că e doar un sunet neplăcut și în rest totul e ok. Dacă ai bani, ai orice, chiar și un show distractiv în avion. Trei avioane diferite și trei fluxuri de aer diferit. Ce tablou neobișnuit! E prea frumos să fie adevărat! În timp ce aterizau pasagerii, a luat foc avionul. Cum el a fost verificat și pregătit de zbor dacă nimeni nu a văzut o astfel de defecțiune gravă? Să aterizezi pe o parte e ceva excepțional sau pur și simplu lipsa de cunoștințe în a pilota o aeronavă. Tu cum crezi? În anul 2018, la o înălțime mare, s-a întâmplat ceva terifiant. S-a stricat motorul, iar unele bucăți din el au zburat spre geam și l-au spart. De sus au căzut măștile de oxigen. Cineva în această situație a mai avut puterea să filmeze, nu doar să panicheze. De parcă sunt în cosmos, așa arată o cameră mică unde se pot recrea stewardesele. Acesta trebuie să fie un show aerian nemaipomenit în cinstea inaugurării târgului, însă cuiva i-a fost distrusă mașina. Iată-ți o greșeală mică și gata! Marinarii au scos de la fundul oceanului un avion naufragiat. Pilotul a decis să efectueze o sarcină chiar dacă clima era tare nepotrivită. Nu știm ce e asta, poate lacrimile unui avion. Voi ce părere aveți? Nu temera, fumul iese dintr-un automobil care e doar aterizat. Apropo, asta se întâmplă deseori. Stewardesele iubesc să urce sus ca să se odihnească între zboruri. Ele spun că e confortabil. La sigur nu ai văzut așa ceva. Avioane siameze. Viteza și manevrabilitatea unei astfel de construcții la sigur s-a agravat. Interesant. Și care sunt avantajele? Un zbor atât de jos impresionează cu adevărat. Pare periculos, însă pilotul s-a isprăvit de menune. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă este frică să zburați cu avionul? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!